Bună și bine v-am regăsit! Astăzi avem un haul de pe Dubai Collection. Am aici lângă mine câteva parfumuri, printre care și un parfum bărbătesc. Avem și parfumuri unisex, despre care să povestim, și parfumuri de damă, adică pentru mine. Haideți să începem clipul acesta cu un parfum de la Twins, pentru că știți că mie îmi plac foarte mult aceste parfumuri de la Twins și mi se par bune, mai ales pentru prețul pe care îl au. Preferatul meu rămâne Mojo în continuare, însă îl aveam pe wishlist pe acest Le Pact. Ei bine, Le Pact este inspirat de Arabian Oud Solid Black. Nu cunosc acest parfum, însă eu am testat Le Pact și îmi place foarte mult, așa că nu contează din ce este inspirat. Avem ca și note bergamotă, măr și piersică în deschidere. În mijloc avem iasomie și vanilie și în bază avem chihlimbar și mosc. Vă povesteam eu la un moment dat, când am testat acest parfum într-un clip, vă povesteam că mi se pare un mojo îmbrăcat în haine de iarnă. Acum, având parfumul și mirosindu-l, pot să zic același lucru, dar... Da, uitați-vă ce sticluță frumoasă are. Lichidul este mai colorat de această dată decât la Mojo. Ce tot are camera asta de nu focalizează ea unde trebuie. Această lumânare o induce în eroare. Pot să zic același lucru, că este un Mojo îmbrăcat în haine de iarnă, dar nu că este el un parfum așa foarte intens și puternic și el este un parfum unisex, ci la modul că este un fructat mai cozy. Mi se pare că are și elizul acela fructat și dulce pe care îl regăsim și în Mojo, însă este ceva mai muscat, mai curat, mai clean așa, dar și cozy în același timp. Nu este un cozy proaspăt, fresh, nu. Vai, ce bine miroase și el. Se simte foarte bine deschiderea aceasta de piersică cu măr. E un miros destul de natural, adică simt o piersică cu măr acolo. Este o deschidere suculentă. Simte și vanilia pentru că este un parfum dulce. Dar pe o bază de mosc. Pe o bază de mosc se simte... Așa, un parfum fructat, moscat, ceva de genul, și vanilat. Dacă Mojo, pentru că și Mojo poate fi purtat și când este mai cald și acum în perioada rece este foarte potrivit, și pe acesta îl văd destul de versatil. Miroase foarte bine, este un fructat gurmand superb, intens. L-am și purtat odată, pot să zic că persistă bine, adică nu e genul ăla de parfum care dispare de pe tine imediat, nu. Din nou, dacă vă plac parfumurile dulci, testați-l, mai ales că pe Dubai Collection găsiți să cumpărați mostre și asta este o chestie foarte bună pe acest site, că poți să testezi înainte. Foarte frumos miroase, foarte frumos. Nu zic că seamănă cu Mojo. Pe Mojo îl văd cumva mai vesel, pe acesta îl văd cumva mai cozy, dar are și acesta partea aceea fructată, suculentă și îl pot să-l duc în aceeași zonă, pentru că și acesta este un fructat suculent, este și vanilat și dulce, dar și Mojo este la fel, un suculent, dulce, caramelicios, vanilat. În aceeași zonă le duc, la fel pe ambele le văd unisex, dar izul este diferit, bineînțeles că este și un parfum diferit. Dar de asta am zis că este cumva un Mojo îmbrăcat în haine de iarnă, pentru că pe Mojo îl văd mai luminos așa și pe acesta îl văd mai muscat, fructat, clean, dulce. E foarte frumos, foarte frumos, chiar îmi place mult de tot și l-am testat înainte, adică nu l-am luat blind și doar îmi place,
L-am testat și chiar îl voiam în colecția mea. Da. Deci, primul este Le Pact de la Twins. Superbisim. Este superbisim. Și haideți să trecem la un alt parfum care se găsește de ceva timp pe Dubai Collection, apoi trecem la noutăți. Am aici 3 noutăți de pe Dubai Collection. Am aici o mostră, este un parfum inspirat din Angel Share și este tot de la Twins, de asta și vreau să continuăm așa. Sublim Comedy. Sublim Comedy este inspirat de Angel Share. L-am testat, îmi place. Cred că este cea mai accesibilă clonă a lui Angel Share și nu e rea deloc. Nu e rea deloc. Ce mi se pare mie că este mai light, nu este atât de intens, bineînțeles, dar față de alte clone nu este atât de profund. Este ceva mai luminos și mai ușor de purtat, aș spune eu. Are izul acela buzi, are izul acela dulce. Este inspirat de Angel Share și dacă ați testat alte clone sau Angel Share, cam știți la ce să vă așteptați. Seamănă destul de bine și acesta. Sunt și alte clone mai bogate, mai dense, mai rotunde așa. Acesta este mai light, mai purtabil și mai ușurel. Dar e frumos. Și pentru prețul lui, cred că v-am zis, este cea mai accesibilă clonă după Angel Share și nu e rea deloc. Mie îmi plac foarte mult parfumurile de la Twins. Îmi plac și știți că am testat destule, aproape pe toate le-am testat, am și favorite, deci nu se pune problema. Este frumos. Haideți să trecem la noutățile de pe Dubai Collection și o să încep cu acesta care este pentru bărbați. Se numește Purmal de la Pandora Scent. Avem aici 100 de mililitri și o sticlă foarte frumoasă, dar parfumul acesta miroase atât de bine. Nu știu ce ar mai fi de zis despre Jean Paul Gaultier Le Male, pentru că dacă sunt și bărbați pe aici, cu siguranță cunosc originalul. Nu am eu ce să zic. Pot doar să vă spun că este unul dintre parfumurile mele preferate pentru bărbați. Nu să-l port eu, nu să-l port eu, înțelegeți ce vreau să spun. Este un ambrat fujer și ca și note avem așa. Piper alb, bergamot și piper roz. În mijloc avem salvie și cedru, iar în bază avem boabe tonka și cacao. Vorbesc aici despre Purmal, da? Și îl văd așa, foarte frumoasă este sticla, culoarea te duce cu gândul acolo la Jean Paul Gaultier. Este foarte intens și miroase tare bine. Eu nu mai țin minte originalul prea bine, pentru că l-am mirosit acum câțiva ani, dar acesta este un parfum foarte frumos, foarte frumos. Este un parfum proaspăt, aromatic, dulce, foarte bine miroase. L-am dat pe mână, să știți, și mi s-a părut că persistă destul de bine. Na, din cât am putut eu să-mi dau seama, este oricum un parfum nou și vreau să-l mai las o perioadă. Dar oricum nu este parfumul meu, dar am vrut să vi-l prezint și pe el. Miroase foarte bine. Foarte bine. Da. Haideți să trecem la parfumurile mele de această dată și vorbim despre noutățile de la Maison Asrar. Știți că mie îmi place Maison Asrar, îmi place foarte mult Zenobia, el este unul dintre favoritele mele de la Maison Asrar. Și am zis să încerc și altceva. Am primit noutățile de pe Dubai Collection și primul despre care vorbim este Vanilla Rouge. Vanilla Rouge, haideți să vă zic notele, să înțelegeți de ce l-am ales pe el. Are ca și note șofran și fructe roșii, în mijloc are vanilie, ciocolată, trandafir și tonka, iar în bază are ambergris, mușchi și mosc.
L-am ales pentru că m-am gândit că este un parfum cu trandafir, un parfum condimentat cu trandafir, dar și cu ciocolată. Și are o prezentare foarte frumoasă, are această cutie catifelată și roșie ca focul. Și sticla este una foarte frumoasă, foarte elegantă și sexy așa. Așa este și parfumul, un parfum sexy, un parfum frumos. Este foarte drăguță sticla asta. Însă nu este ce mă așteptam eu ca și miros. Are foarte mult trandafir. Foarte mult trandafir. Mă duce cu gândul și la alte parfumuri cu acest trandafir pe care îl găsim în parfumurile arabești. Foarte mult trandafir are. Cei drept că nu este un trandafir simplu, poate să fie acolo o bază de lemn. Mă mai duce cu gândul la un parfum. Poate trandafirul din Montal, din parfumurile Montal. Un trandafiros prea puțin dulce, prea puțin. Eu nu-l simt ciocolatos. Nu. Este un trandafiros elegant, sexy, dar mie nu mi se potrivește prea mult. Chiar dacă vă place genul ăsta, trandafirul ăsta în parfumuri, îl am și eu în alte parfumuri, dar combinația este pentru mine aici. Nu este un parfum, nu că îmi displace, dar cu siguranță nu aș întinde mâna după el prea mult. Deci nu cred că o să rămână în colecția mea, din păcate, și până la urmă nici nu trebuie să rezonez eu cu toate parfumurile, pentru că nu e normal, nu e normal să-ți placă toate parfumurile, să ți se potrivească toate. Mă așteptam să fie un parfum cu mult trandafir, dar mă gândeam că are și o bază, nu neapărat bază, că nu are în bază ciocolată, să fie cumva mai, să aibă niște nuanțe ciocolatoase, vanilate, în schimb, este mai mult trandafir. Și nu simt vanilia, nu simt ciocolată, e frumos, dar nu este pentru mine, cam asta este ideea. În orice caz, este un parfum foarte intens, foarte intens. Persistă foarte bine, asta nu înseamnă că dacă nu este genul meu nu pot să-l testez, să-l port, să văd cum se comportă, dar nu mi se potrivește el, așa ca și profil olfactiv, nu este pentru mine și asta este. Însă următorul este făcut pentru mine, este creat pentru mine. Acesta este Magic Night de la Maison Asrar, bineînțeles. Este un parfum cu magic, cu totul, cutie, sticlă, absolut tot. Mă duce cu gândul la sirene, mă duce cu gândul la sirenele care ies noaptea și la tot felul de povești. Chiar este un parfum de poveste, un parfum dulce. Dacă vă plac parfumurile dulci, dați-i o șansă sau măcar testați. Prețul lui este de 85 de lei, fără codul meu de discount. Dacă mai adăugați și codul, o să fie și mai ok. Și avem așa ca și note. O să vă spun imediat cu ce mi se pare că seamănă. Floral, fructe, picant, în deschidere, în mijloc avem lemnos floral și în bază avem chihlimbar floral și note gurmande. Da. Are note gurmande, este un parfum gurmand cu o deschidere picantă și foarte mișto. Eu am o clonă a lui Scandal Le Parfum. Da, și seamănă foarte bine cu acela. Este cumva o combinație între acela și Zenobia. Și Zenobia are un iz așa ușor caramel sărat, Uitați-vă la sticlă. Uitați-vă la sticla asta, este superbă, superbă. Îmi pare rău că nu l-am luat și pe celălalt, dar sper să se mai găsească
și să îl iau și pe el sau măcar să apuc să-l testez, nu știu. Dar sticlele sunt superbe. Are 100 de ml și nu ar părea, chiar pare foarte drăgălașă sticla asta așa. Este în degrade și are o culoare frumoasă. Este un parfum superb din toate punctele de vedere. Ei bine, avem o deschidere. Spicy, dulce. Mai, pulverizatorul nu pot să zic că este minunat. Face așa, puș, puș. Nu are acel puf lung, puf în ghilimele lung așa, care se împrăștie foarte bine. Mamă, cum miroase. Este dulce, miroase a caramel sărat, așa mi se pare. Izul acesta picant, cum spune acolo în note, pe mine mă duce cu gândul la caramel sărat. Și îmi miroase, așa, per total, a caramel sărat cu iasomie, vanilie și flori. Am zis flori, iasomie, da. Asta voiam să zic. Iasomie, caramel sărat și vanilie și caramel. Asta miroase. Este foarte intens, să știți că persistă foarte bine. Am purtat într-o zi, o să mai revin desigur cu impresii despre aceste parfumuri. Mai ales că are și un preț destul de mic, să fim serioși. Chiar este un preț super ok. Și v-am zis că eu mai am o clonă a lui Scandal Le Parfum, care miroase la fel. Și asta mă face să cred că poate să fie și el un parfum inspirat de noul Jean Paul Gaultier Le Parfum, Scandal Le Parfum. Deci poate să fie o clonă. Este foarte frumos, foarte, foarte frumos. Este dulce, este proaspăt condimentat, așa. Dar, de fapt, și Zenobia are izul ăsta picant și el îl are, dar cumva combinația asta de picant cu caramel și vanilie mă duce cu gândul la un caramel sărat. Este superb. Pe mine așa mă duce cu gândul și Zenobia la un caramel sărat. Și acolo găsim flori, dar acolo avem tuberoze. Aici avem iasomie, se simte foarte bine izul floral, dar este un floral gurmand și este un parfum cu multe, deci tot cu gândul la parfumurile de la Jean Paul Gaultier mă duce cu gândul Scandal à Paris, de exemplu, și acolo avem iasomie scăldată în miere, flori scăldate în miere. Aici avem iasomie scăldată într-un caramel sărat topit așa. E delicios parfumul acesta, este foarte frumos și dacă vă plac parfumurile dulci, dacă vă plac parfumurile de la Jean Paul Gaultier, dacă vă plac parfumurile gurmande, cu siguranță o să vă placă și acesta. Și cam astea sunt noutățile de pe Dubai Collection și parfumurile noi din colecția mea. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, aștept cu drag părerile voastre, poate că ați testat și voi noutățile de pe Dubai Collection. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți și cu prietenii voștri, pe mine mă găsiți pe Instagram. Și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!